panelului următor, care rog la dumneavoastră. Doamna Larisa Panali, consilier, Direcția Administrării de Informații, Secretariatul General al Guvernului. Domnul Bena Romulus Andrei, consilier pentru afaceri europene. Centru Solvit, Ministerul Afacerilor Externe. Doamna Cristina Ioana Roiu, șef servici, Biblioteca Academiei Române, membru în European Network Association. Și domnul Răzvan Crăciunescu, specialist IT la Direcția Tehnologiei Informației din cadrul Ministerului Justiției. Întâlnirile lor vor prezenta diverse servicii. Vom începe cu doamna Larisa Panali. Lucrez în Secretariatul General al Guvernului de aproximativ 15 ani, iar în echipa care coordonează Portalul Național de Date Deschise din anul 2013, adică de la dinainte să se lasă acest portal. Reușirea mea, trebuie să recunosc că am aflat de e-translation doar la invitația Laurei. Între timp m-am mai deșteptat puțin în acest subiect. Și acum să trecem la prezentare. Pe scurt despre context și cadrul legislativ, după cum a precizat și colegul, Uniunea Europeană a inițiat demersul de valorificare a informațiilor produse de instituțiile proprii și de instituțiile statelor membre odată cu strategia Europa 2020. Prin directiva BSI 98/2003 privind reutilizarea informațiilor din sectorul public, s-a făcut prima dată trimiterea, este primul text cu valoare juridică în domeniul datelor deschise. În România, directiva a fost transpusă prin legea 109/2007, care a fost modificată și completată de legea 299/2015. Prin acestea se admite importanța refolosirii informațiilor deținute de entitățile publice și se încurajează furnizarea acestor informații, inclusiv la scopuri comerciale. În 2016 a apărut acest UGE, numărul 41, privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale, prin care instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice au obligația de a publica seturi de date de interes public pe portalul național data.gov.ro. După cum am zis, Secretariatul General al Guvernului asigură coordonarea procesului de deschidere a datelor publice și administrează portalul național de date, data.gov.ro, care este și punctul de legătură în relația Comisiei Europene, respectiv cu portalul European Data Portal. Pentru cei mai puțin familiarizați cu acest subiect, ce sunt datele deschise? Datele deschise sunt date ce pot fi accesate ușor și liber, online, reutilizate și redistribuite de oricine, inclusiv în scop comercial. Acestea pot fi produse de administrație și sunt datele care, despre care discutăm noi, preponderent azi, respectiv date publice deschise, pot fi produse și de mediul privat, mediul științific sau de comunitate. Caracteristicile principale ale datelor deschise sunt, pentru ca datele să fie considerate deschise, trebuie îndeplinite minim două condiții esențiale. Din punct de vedere tehnic, datele trebuie să fie publicate online în formate de fișiere ce pot fi procesate în mod automat, să fie machine readable, să poată fi procesate de folosind programe de calculator și să fie pe cât se poate non-proprietary, adică să folosească free and open source software. În general, este vorba de date tabelare, date structurate, date brute structurate, produse de instituțiile publice. Iar din punct de vedere legal, în momentul publicării, datelor trebuie să li se atașeze o licență prin care cel care deține și publică datele respective stabilește condițiile de reutilizare a acestora. Gov.ro, în care avem 97 de instituții înrolate până acum, deși nu publică chiar toate. Avem peste 1400 de seturi de date publicate. Portalul a fost lansat în anul 2013
Există și o licență guvernamentală pe care instituțiile publice o pot utiliza, care este adaptată un pic administrației din România. Iar, după cum a precizat și colegul Mihail, anul acesta am publicat și o metodologie de publicare a datelor deschise, care sperăm să ajute instituțiile pe cât posibil să înțeleagă acest subiect oarecum nou la noi în țară și să înceapă sau să continue publicarea de date deschise. Portalul DataCovro este conectat cu portalul european de date deschise, European Data Portal. Și aici avem un print screen, așa arăta ieri, pagina de seturi de date. După cum vedeți, avem instituțiile care publică, Ministerul Dezvoltării Regionale este fruntaș. Majoritatea sunt în format Excel, altfel în CSV, JSON sau XML. Cam acestea sunt formatele utilizate. European Data Portal, portalul european de date deschise, are ca scop, sau mă rog, to make all data published by public authorities of the European Union available in one place. Acesta reunește metadatele a peste 850.000 de seturi de date. Depinde când ne uităm, cred că diferă de la o zi la alta, crește numărul considerabil, care sunt colectate de la 75 de portaluri naționale, inclusiv DataGovro, portaluri regionale, locale sau din domenii specifice din statele membre. Portalul european de date deschise oferă trei tipuri de servicii. Conceperea, implementarea și operaționalizarea infrastructurii de date, asistență pentru autoritățile publice care dețin și publică date și asistență pentru cei care reutilizează date. Acum, care este legătura cu e-translation? Obiectivul strategic al European Data Portal este îmbunătățirea accesibilității și creșterea valorii datelor deschise din punct de vedere economic, social sau democratic. Pentru atingerea acestui obiectiv, o parte importantă a procesului este reprezentată de îmbunătățirea accesului cetățenilor Uniunii la datele publicate, prin traducerea acestora în toate limbile oficiale ale Uniunii, plus cele două, islanda și islandeză și norvegiană. Acest proces se face automat prin integrarea serviciului e-translation. Titlurile, descrierile și metadatele seturilor preluate din portalurile naționale sunt traduse automat, utilizatorii portalului european având acces și la traducerea acestora în celelalte limbi oficiale ale UE. Și acum, probabil că voi I will paint a slightly different picture. Easier said than done, din ce am aflat între timp, de când am început să studiez și această parte a portalului. Integrarea acestui serviciu, CEF, în arhitectura European Data Portal, este un proces complex care este în continuă dezvoltare. Se lucrează la cei de la European Data Portal, lucrează la o nouă versiune a integrării acestui serviciu. În pofida automatizării există limitări ce țin de volumul foarte mare de informație ce trebuie să fie procesată. După cum am zis, sunt 850.000 de seturi de date preluate de la 75 de alte portaluri, iar această informație este permanent actualizată. Sunt preluate automat prin niște API-uri, iar sistemul nu face față suficient la această cantitate. Iar o altă limitare ține de capacitatea serviciului e-translation în sine. După cum probabil că cei care îl utilizează sunt și conștienți că mai este de lucrat acolo. Astfel, în realitate, procesul de traducere este unul de durată. Deci lucrurile nu sunt chiar... Nu există imediat ce sunt preluate seturile respective de pe portalurile naționale sau regionale. Acestea nu apar imediat și nu sunt disponibile imediat și în celelalte limbi. Este necesară inclusiv intervenția umană pentru corectarea acestor traduceri, iar în prezent rezultatele nu sunt neapărat pe măsura așteptărilor. Și pentru a exemplifica puțin, ca să înțelegem despre ce este vorba, acesta este un print screen de pe portalul național românesc de date deschise. Sunt seturile de date ale Ministerului Justiției. Și putem să vedem acolo, de exemplu, executori judecătorești,
lista alfabetică a executorilor judecătorești, actualizată la 22-a 10-a. Și acum pentru varianta pe care o găsim tradusă în pe European Data Portal, după cum vedeți în partea stângă, sunt toate țările, sunt date preluate din toate țările Uniunii. Și dacă ne uităm un pic mai jos, judicial experts, the list of insolvency and specialiștilor alfabetică, experților sau. Deci traducerea nu este tocmai cea mai corectă. Iar în prima, la primul set de date, acolo unde vedeți dinamica cererilor înregistrate și soluționate cu admitere sau respingere, aveți acel talking bullet. În partea de sus, acela semnifică că acel set de date nu a fost încă tradus și este în curs de traducere. Spre deosebire de cele de mai jos, care sunt deja traduse. Și dacă intrăm pe un set de date anume, avem evidență licențe valabile. Tradus obvious licenses. Deci, după cum vedem, mai este de lucru. Iar acesta este, dacă accesăm portalul în limba română, portalul european de date în limba română, în momentul în care intrăm pe seturi de date publicate de alte țări, avem tot așa, seturile sunt titlul, descrierea și metadatele sunt traduse. După cum vedeți că scrie și acolo titlul și descrierea acestui set de date sunt traduse automat, limba originală spaniolă și o traducere actualizată a acestui set de date este în curs. Pentru că, încă, după cum am zis, încă mai este de lucru la, pentru a ajunge la o versiune corectă a acestor traduceri. În concluzie, așa cum se precizează și în comunicarea Comisiei din aprilie 2018 către un spațiu european comun al datelor, datele sunt materia primă a pieței unice digitale și organismele din sectorul public produc și colectează cantități uriașe de date care constituie o materie primă prețioasă pentru dezvoltarea serviciilor digitale, inovatoare și a unui proces mai bun de elaborare a politicilor. Astfel, pentru ca datele produse de administrațiile publice să poată fi utilizate la adevăratul potențial pentru inovare, transparență și creșterea eficienței serviciilor publice, ele trebuie să fie accesibile și reutilizabile pentru toți cetățenii Uniunii. În acest context, e-translation oferă un serviciu esențial pentru depășirea barierelor ce țin de limba. Mulțumesc! Mulțumesc și eu. Aș vrea doar să adaug că și noi la institut la început, când e-translation se numea NPTC, nu foloseam acest serviciu pentru că corectarea dura mai mult decât dacă am fi tradus noi de la început. Totuși, am observat că în ultimul timp s-a îmbunătățit foarte mult. De anul trecut am început să-l folosim constant. Este util pentru anumite tipuri de limbaj. Și avantajul cel mai mare, când traduci foarte mult, poți să ai un document de 400 de pagini tradus într-o oră și păstrează formatarea. Ceea ce Google Translate nu poate să facă și în afară de asta se traduc documente întregi. Deci în anumite situații este de mare folos și e normal să nu funcționeze bine atât timp cât nu încărcăm date. Și după cum știți, în fiecare instituție publică totul se traduce. Multe instituții publice au site-ul, pagina de cel puțin în română și în engleză, altele chiar și în mai multe limbi. Dar sunt date care nu sunt utilizate și partajate. Și colegii de la European Data Portal, cu care am interacționat acum câteva săptămâni, au fost de acord că există schimbări în bine semnificative față de ultimii 2 ani. Și asta este ideea, să creștem input-ul ca să avem niște rezultate mai semnificative. Mersi! Mulțumesc! Acum voi da cuvântul domnului Romul Sbena, care ne va vorbi despre solidă.
Bună ziua! Mulțumesc foarte mult pentru participare și pentru interesul pe care aveți pentru tematică. Vă voi prezenta acum un serviciu destinat cetățenilor și întreprinderilor, destinat publicului larg, ce este un instrument de succes al Comisiei Europene aplicat de statele membre. Este un serviciu al Comisiei Europene în colaborare cu statele membre. Creat de Comisia Europeană, acesta se află în toate statele membre UE și din spațiul economic european. Norvegia, Islanda, Liechtenstein. A fost creat în anul 2002 și noi de la aderare, din anul 2007, suntem de asemenea o parte a acestui sistem. Rețeaua este structurată în felul următor. Fiecare stat membru există un centru, iar problemele sunt soluționate prin colaborarea dintre aceste centre și interacțiunea centrelor cu administrația națională. Practic, componenta IT este de asemenea importantă, joacă un rol, pentru că este un sistem ce funcționează printr-o bază de date, accesibilă cetățenilor și întreprinderilor, petenților. Este un serviciu gratuit, rapid, informal, un serviciu de dialog cu termene scurte, mult mai scurte decât o procedură contencioasă, pe care are vocația de a o înlocui ca prim pas într-o problemă întâlnită. Este foarte important de știut că serviciul se adresează cetățenilor și întreprinderilor care au problemă cu caracter transfrontalier, de aceea suntem la administrațiilor externe pe drept european. Este vorba de o problemă creată de o administrație publică, nu de un alt cetățean sau de o societate privată sau de un litigiu de dreptul consumatorilor. Și să fie vorba de o problemă care nu a fost încă supusă instanței. Pentru că noi, fiind un mecanism de dialog amiabil, nu putem să avem o forță mai mare decât autoritatea de lucru judecat. Deci nu trebuie să interfereze cu un litigiu în instanță. Practic, forța acestui sistem este dialogul. Dacă există o problemă, cetățeanul se poate adresa centrului de origine, deseori centrul său, în funcție de naționalitate, care contactează centrul responsabil, adică unde a apărut problema, responsabil cu soluționarea problemei. Dacă un cetățean român au problemă de recunoaștere a calificărilor profesionale în Spania sau, nu știu, a fost oprit în trafic în Italia și s-a spus că permisul sau auto nu e bun, centrul responsabil este Spania sau Italia, centrul de origine suntem noi, se adresează nouă. Avem legătura cu centrul responsabil și centrul responsabil este cel care, prin dialog și demersuri pe lângă administrația proprie, încearcă să rezolve problema. Adesea prin dialog telefonic, de aceea merge mai repede decât o instanță, de aceea merge mai repede decât dacă ne-am ocupat noi din România să luăm legătura cu o administrație din Suedia. Nu, este practic centrul din țara respectivă care în dialog direct cu, și la fel dacă e o problemă în România, noi luăm legătura cu instituția care e posibil a creat acea problemă. Și merge totul mult mai repede pentru că cooperarea administrativă este puternică. Așa, sunt mai multe metode de a ne contacta. Pe portalul Solvit al Comisiei Europene se află un formular ușor de utilizat și atunci cazul este înregistrat automat și primește un număr. Sistemul este integrat în sistemul IMI. Coordonatorul IMI este tot la Ministerul Afacerilor Externe, tot la agentul Guvernului pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Deci este bine că suntem integrați și suntem în aceleași birouri, Solvit și IMI. Altfel, prin adresa solvit@maie.ro, anterior când eram la Departamentul pentru Afaceri Europene a solvit@daie.ro, dar din 2013 DAE a fost absorbit în mai și ne găsiți acum la externe, la domnul ministru delegat pentru afaceri europene, sau prin telefon tel verde cu 0800 din România și corespondentul său în străinătate cu 0374.
dacă sunați din străinătate. Deci suntem foarte ușor de găsit, suntem o echipă de 4 persoane care gestionăm toate cazurile în funcție de domeniu și încercăm să le fluid, într-un mod foarte fluid. Iată un exemplu de ecran al bazei de date, creat de comisie, cu inventarierea situației, cazuri în analiză, în draft, cazuri deschise de noi împotriva altor state, cazuri deschise de alte state împotriva noastră, cazuri închise, cazuri nesoluționate, dacă un caz nu este soluționat. Petentul poate să facă o plângere comisiei pe portalul File a Complaint, în orice limbă de altfel, în Comisia Europeană, așa, situația nerezolvată, poate ajunge dosariul PARET sau chiar procedură de implicit. Centru de origine, centru responsabil, dacă suntem contactați, în primul rând verificăm dacă criteriile sunt respectate, dacă nu e de competența noastră, redirecționăm petentul spre instituția potrivită, de exemplu la NPC, dacă e vorba de consumatori. Dacă este, se încadrează în criterii și este o problemă de neaplicare, de ignorare a dreptului sau de aplicare greșită, deschidem la legătura cu centrul responsabil, discutăm cu dumnealor, ei discută cu administrația lor, dacă au găsit soluția este super, termenul este 10 săptămâni pentru că poate să dureze totuși, dar uneori a fost cazul închis în câteva zile, cu succes. Ei propun soluția, noi o acceptăm, informăm petentul, petentul merge mai departe, poate exercita drepturile UE, dreptul de a învăța, dreptul de a profesa, dreptul de a conduce mașina, tot felul de probleme cotidiene pot fi rezolvate prin Solvit. Și dacă nu se poate prin Solvit, cum am explicat, să mergem mai departe. Tot așa, centrul responsabil este cel care dialoghează cu administrația, cum v-am spus. Putem să spunem că din 2007 avem o colaborare excelentă cu centrele Solvit, avem una sau două reuniuni anuale la Bruxelles sau în statele membre unde face schimb de bune practici, schimb de experiență. Avem o formare continuă, o formare profesională continuă, în sensul că în mod constant experți din cadrul comisiei fac training-uri, cursuri, cu modificări legislative și alte chestiuni, deci o formare profesională continuă asigurată chiar de comisie la aceste întâlniri anuale. Și avem o relație excelentă cu administrația națională și doresc să mulțumim tuturor autorităților care dialoghează cu noi și sunt prompte să răspundă întrebărilor și solicitărilor noastre. Așadar, mi-a făcut plăcere să vă prezint acest serviciu. Dacă aveți întrebări după prezentare, cu drag. Cum spuneam, ne găsiți la Ministerul Afacerilor Externe, în subordinea domnului ministru delegat pentru afaceri europene, la agentul pentru CEF. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu! Mulțumesc că mă grăbesc să dau cuvântul domnului Răzvan Crăciunescu, care ne va vorbi despre licențe. Bună dimineața tuturor! Eu sunt Răzvan Crăciunescu de la Ministerul Justiției și misiunea mea aici să vă spun câte ceva despre justiția europeană. La nivelul Uniunii Europene sunt două produse principale prin care IT, care sunt în suportul justiției europene, ele sunt portalul eJustice și un mecanism intern de transfer și o platformă de transfer de mesaje între actorii sistemelor judiciare numite Codex. Și după cum au spus și antevorbitorii mei, justiția europeană este unul dintre DSI-urile finanțate prin intermediul CEF Telecom. Anul ăsta a avut undeva la 4 milioane de euro. E chiar și un col deschis în momentul ăsta prin care se pot accesa fonduri din cadrul CEF pentru diverse lucruri specifice. E-evidence, de exemplu, aici se încearcă să se facă transferul de probe în format electronic între autorități și se alocă bani pentru chestia asta. Dacă scriem o aplicație și ea este acceptată și se alocă fonduri, pentru interconectarea registrelor de insolvență, pentru acces la eCodex, să ne construim interfețele
de comunicare a sistemelor noastre cu sistemele europene, de fapt cu platforma, și o să vedem mie acum arată și platforma de schimb electronic, de integrare, de formulare în mai multe limbi. Nu se finanțează sisteme naționale, se finanțează doar porțile de interconectare cu sistemele europene. E-Codex, după cum am zis, asta este platforma de schimb sigur și electronic între autoritățile judiciare și numai autoritățile judiciare și practicieni, și conectarea aceasta este și portalul, deși cetățenii într-un fel sau altul pot beneficia de această platformă. Este operațională din 2016 și are deja peste ea niște implementări de în principiu de regulamente. Deci avem European Payment Order și Small Claims care își facă schimb câteva state de astfel de documente transfrontaliere prin intermediul acestei platforme, de interconectări de registre, și aici ai un exemplu de registrele, registrul comerțului cu sistemul european BRIS, care are toate aceste registre. El arată cam așa, deci e un cor al acestei infrastructuri, la care noi dezvoltăm câte un conector național, fiecare stat membru, după care se mai dezvoltă aici câte un conector per sistem IT conectat la chestia asta, de sistemul de management de caz, de exemplu al României, ar avea un conector aici, care se conectează la conectorul conectorului Codex și apoi se face schimbul sigur de date și, bineînțeles, există un flow și prin acest portal de justiție europeană pentru cetățeni, companii și practicieni din sistemul judiciar. Beneficiar de justiție până la urmă. El e disponibil la adresa de aici. Și cam asta e în câteva cuvinte Codex. Cealaltă chestie pe care o vedeți este e-Justice Portal. Este one-stop shop, punctul unic de contact, cum vreți, pentru justiție europeană, pentru situații transfrontaliere. Se muncește la el de niște ani, s-a ajuns la stadiul în care există informație despre toate sistemele judiciare, și în momentul ăsta începe să se adauge partea dinamică, de exemplu acele formulare care sunt folosite în procedurile transfrontaliere, care sunt niște formulare simple, încep să apară acolo sub formă de unor dinamice. Poți să-ți găsești un avocat în alt stat, poți să găsești un executor în alt stat. El arată cam așa, dar este și el într-o stare de tranziție și va fi orientat mai spre utilizatori. Am avut un exercițiu și statele membre au fost întrebate de cum ar trebui să arate un pic mai bine portalul ăsta, cum să grupăm informația, și a rezultat această versiune care este în beta, este disponibil la adresa aceasta. Justiția europeană în contextul strategic. Justiția europeană se bazează pe câteva documente strategice. Există o strategie europeană e-Justice și un plan de acțiune al acesteia. Secvența este la 4 ani, de fapt sunt 5 aici, dar 4 ani este implementare și un an este monitorizare și crearea unei noi strategii. În momentul ăsta avem o strategie creată, suntem la momentul schimbării și așteptăm să fie confirmată de Coreper și adoptată de Consiliul de Justiție și Afaceri Interne pe 6 decembrie. Legătura cu CEF, dacă vreți așa, avem o prevedere în strategie în care toată lumea care e aici ar trebui să se asigure că există o finanțare pentru proiectele europene într-un timp rezonabil și este amintit și CEF-ul ca una din opțiunile de finanțare în acest sens. Asta este bucată din proiectul de strategie europeană e-Justice. Ce am făcut noi până acum? Avem UNRC-ul a reușit să acceseze astfel de fonduri și să-și interconecteze registrul
comerțului cu sistemul BRIS prin două proiecte finanțate, celelalte instituții ale sistemului judiciar vor să... Suntem la momentul în care ne redesenăm tot sistemul IT al instanțelor, al parchetelor și al serviciilor electronice pe care le oferim prin chestia asta și va acolo vom face și această componentă pe aici pe undeva. Vrem să ajungem la un sistem de genul ăsta în următorii 5 ani. Prin două proiecte, avem un proiect de analiză, avem un proiect și după aia va fi și dezvoltarea sistemului și această integrare cu Ecodex și cu restul de servicii europene este și ea prevăzută în componenta de interconectare a unui viitor sistem IT. Challenge-urile noastre sunt, challenge-urile tuturor, e greu de obținut o finanțare, greu, nu neapărat greu, ci nu suntem noi pregătiți, nu neapărat greu, finanțarea CEF nu diferă de alte finanțări, de alte AME-uri, adică ai același col care e deschis, la care trebuie să scrii de finanțare și trebuie să spui povestea frumos și nu este nicio problemă. Păi aia e raportare, implementare, raportare post. Problemele le-a amintit și domnul Cazacu, principal de IT și de involvement-ul oamenilor de business, că până la urmă pentru ei sunt sistemele astea. Dacă există dedicare din partea lor, noi IT-ul ne facem și noi sistemul, le facem sistemul ca să încerc și o să vezi de fiecare dată. Sistemul IT nu e al meu, eu sunt proiectorul. Haina e cum vrei tu și cum consideri tu că trebuie să o porți. Și, bineînțeles, există riscuri în orice acesta cu IT, există riscul să iasă prost. 50% din ele pot ieși prost. Cam asta e despre justiția europeană și eu vă doresc să nu beneficiază serviciile astea, că nu trebuie să-mi știu să țin. Mă gândesc să schimbăm un pic registru și registru tehnic să vorbim și despre lucrurile frumoase din viață, despre cultură și despre Europeana, platforma digitală a culturii europene, pentru că este un aspect important din viața tuturor și aș folosi în descrierea acestui portal chiar descrierea oferită de Comisia Europeană în ultimul său raport, în care spune că Europeana e platforma digitală europeană pentru patrimoniul cultural, e finanțată ca structură bine stabilită a serviciilor digitale în cadrul mecanismului pentru interconectarea Europei. Și scopul ei este de a oferi acces online la patrimoniul cultural digitizat al Europei pentru a promova utilizarea și vizibilitatea transfrontalieră a acestuia în întreaga Europa. Dar, în același timp, trebuie să oferă și soluții pentru interoperabilitate și accesibilitatea transeuropeană a acestor resurse digitale pentru a putea fi folosite pe întreg teritoriul european, să îmbunătățească condițiile de reutilizare și să faciliteze utilizarea acestui conținut digital și a metadatelor în alte sectoare, pentru că sunt foarte folosite și în cercetare, în educație, turism, industrii creative. Dar un punct important și un scop al Europeana este de a oferi un punct de acces multilingv accesibil utilizatorilor la acest patrimoniu cultural bogat și divers al Europei. De fapt, Europeana este un megaportal, oferă în prezent acces la peste 58 de milioane de obiecte culturale digitale, din colecțiile a peste 3700 de biblioteci, arhive, musee, galerii,
colecții audiovizuale din Europa, dar ceea ce e important și din conținut provenit de la publicul european, prin intermediul acestui portal pe care l-ați avut înainte, European Collections, prin intermediul interfețelor de programare, de aplicații API ale platformei. Și este un portal care oferă funcționalități în 27 de limbi, iar obiectele digitale sunt descrise, descriu obiecte digitale în 40 de limbi. Deci vă dați seama ce bogăție lingvistică și culturală. Dar aș vrea să accentuez în mod deosebit importanța pe care Europeana acordă colaborării. Pentru că vorbim despre, la un asemenea portal, este important să ai ajutor și colaborare. Și în acest sens, Asociația Europeana Network, unde sunt în prezent consilier, reunește peste 1800 de profesioniști din domeniul patrimoniului cultural, al domeniului creativ și tehnologic din Europa, dar și din afara ei. Și este foarte important pentru că foarte multe activități ale Europene, inclusiv activități de traducere, se realizează într-o colaborare permanentă cu membrii acestei asociații, care sunt un model unic în Europa, prin rezultatele și efectele colaborării, care promovează schimburi de bune practici în domeniul digitizării, standardizării metadatelor și stimulează consolidarea capacităților în comunitatea patrimoniului cultural. Sigur, noi suntem acum în anul 2018, care este anul european al patrimoniului cultural. Și Europeana este partenerul cheie, partenerul important al Comisiei Europene, care a participat și participă prin numeroase proiecte culturale, având scopul de a încuraja partajarea și aprecierea patrimoniului cultural european, venirea de a spori gradul de conștientizare cu privire la istoria și valorile comune. Dacă ne întrebăm cui se adresează acestui serviciu, aici suntem cei mai fericiți, pentru că se adresează practic oricui. Principal partenerilor de date, instituțiile culturale contributoare și profesioniștilor din domeniul patrimoniului cultural, dar oricărei persoane interesate de cultură, așa numiți utilizator final, sau reutilizatorilor, profesioniști din domeniul educației, cercetării, turismului și sectorului creativ. Deci e o paletă extrem, suntem încântați că potențial oricine poate fi interesat de serviciile oferite de Europeana. Care sunt aceste servicii? În principal, aceste servicii constau în publicarea de date, deci portalul este îmbogățit continuu, cu nou conținut, căutarea în colecțiile și bazele de date, și, deci aici, evident, oferă, Europeana a organizat acest enorm, această enormă arhivă de date în colecții, colecții tematice, expoziții online și are o foarte bună colaborare cu Wikimedia. Dar sprijinim orice cetățean, orice utilizator și în alte domenii. Avem ateliere de finanțări, co-creare, oferim granturi și de asemenea
sunt foarte multe concursuri online. Foarte pe scurt, arătăm unde ar putea interveni aspectul multilingvist. Aceasta este o înregistrare, furnizată de Biblioteca Academiei Române, unde referitoare la 4 negustori de rangul 3 și se observă, sunt prezente în descriere limba franceză, limba română, limba engleză. Deci un aspect, deci cel puțin în limba engleză toate metadatele trebuie să fie descrise. De fapt, o înregistrare în europeană se prezintă în acest mod, deci este iconița, thumbnail-ul, partea de metadate și ceea ce importa link-ul către furnizor. În mod obișnuit, în ceea ce privește datele și colecțiile, îmbogățirea lingvistică în acest sens, în acest caz, are loc prin în partea de metadate. Este o altă înregistrare a portalului. Și, dar, desigur, având în vedere, deci, multilingvismul poate interveni în mai multe domenii și în textul portalului propriu-zis, nu numai în aceste prezentări de date, și în orice alt material care prezintă text scris și în care colaborarea cu membrii europeni funcționează foarte bine. Recent, Europeana a solicitat ajutorul membrilor săi în traducerea documentelor referitoare la drepturile de autor și partenerii din România, Biblioteca Județeană din Brașov, au trimis, au furnizat această traducere și au trimis-o fiind astfel a patra bază de date lingvistică, deci a patra traducere existentă în portalul lor. Deci ne bazăm foarte mult pe colaborare. Și în final aș vrea să remarc recomandările Comisiei Europene pentru Europeana în urma raportului de evaluare făcut în septembrie, care menționează importanța consolidării aspectelor multilingve pentru ca utilizatorii să exploreze și să beneficieze de conținut, indiferent de limba originală. Și a doua recomandare este, se referă la îmbunătățirea ofertei digitale prin utilizarea abordărilor bazate pe inteligența artificială, prelucrarea limbajului natural și a unor mari volume de date. Desigur, provocările sunt enorme în ceea ce privește multilingvismul, având în vedere imensitatea acestei baze de date, dar suntem fericiți pentru că există limbajul universal al operei de artă, care este înțeles de oricine și aș încheia cu acest lucru din Constantin Brâncuș. Nu trebuie să silim materialele să vorbească în limba noastră, ci trebuie să le aducem până la acel punct unde alții vor înțelege limba lor. Mulțumesc!